Situație incredibilă în capitală. La trei adrese figurează că ar avea domiciliul stabil numai puțin de 15.000 de persoane. Poliția a deschis o anchetă și a efectuat astăzi mai multe percheziții domiciliare într-un dosar privind infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat și fals în declarații. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că două grupuri infracționale organizate și ofereau serviciile contra cost unor cetățeni străini preponderent din Republica Moldova pentru a le facilita obținerea cărților de identitate românești, declarând în fals că aceștia vor locui la adresele lor. Sumele solicitate fiind între 150 și 200 de euro. Până la acest moment au fost identificate aproximativ 15.000 de persoane care figurează ca având domiciliul stabil la trei adrese din sectorul 3. A transmis poliția capitalei printr-un comunicat. Polițiștii mai informează că acțiunea a beneficiat de sprijinul direcției operațiuni speciale din cadrul inspectoratului general al Poliției Române.